Dragi prieteni, vă vorbeam ieri despre editorialul Florianei Jucan din Q Magazine. Ei bine, iată astăzi imaginea, sau despre textul care o elogia pe Viorica Dăncilă. Așa arată prima pagină din Q Magazine. Rezist. Și imaginea Vioricăi Dăncilă de Turkmenistan. Și coloanele din spate. O țin așa ca să văd, totuși până la urmă vreau să vă arăt și la interior. Și uitați-vă puțin. Ei bine, ce spuneți de asta? Viorica Dăncilă și trist și înger. Nici nu vine să cred. Sper că n-am citit bine. Uluitor. Deci este de Kazahstan, de Kârgistan, de fapt de Kârgistan sau de Turkmenistan. Nemaipomenit. N-am mai apucat să răsfoi mai mult, pentru că nu mai este momentul. Spuneam, vorbim un pic cu Dan Bâr, adică ne punem niște întrebări, că nu avem timp să și răspundem la ele. Dan, a venit delegația de la FIFA să vadă cum stau lucrurile în perspectiva organizării Campionatului European 2020. Stadioane, ioc. Metrou, ioc. Căi ferate, ioc. S-au întors oamenii, probabil au mâncat pe undeva, stau la un hotel o noapte, au ieșit un pic a doua zi, au luat niște plăcinte, s-au întors, au zis că vin la anul. Ții minte ce promisiuni făcea guvernul, ce promisiuni a făcut Mircea Sandu, când a reușit să păcălească pe aia, că noi o să fim gata. El credea că dacă are 4 ani în față, timpul nu o să se scurgă niciodată. Radu, nu știu dacă ți-aduce aminte, a fost la acum câțiva ani, acum vreo 10-15 ani, un film al lui Lars von Trier, se numea Dogville, în care tot decorul, era desenat pe podea. Era ca într-o piesă de teatru, să spunem exact, așa. Tu știu, da. Casele erau doar așa, un pătrat pe jos sau un dreptunghi și zice aici e casa lui nu știu care. Cam așa sunt stadioanele noastre. Da, exact. Într-adevăr, este prăpăd, România nu va putea să organizeze nimic și în orice caz n-ar merita. Între timp am înțeles că doamna Firea a închis stadionul Arena Națională. Era într-adevăr un câmp de la de seclă furajeră, nu de cartofi. Mai rău. De seclă furajeră, spre deosebire de cartof, specla furajeră nici nu se poate mânca. Nu poate mânca omul. Dar nu mănâncă nici tomiță. E doar pentru vite. Deci, într-adevăr, vitele trebuiau să iasă acolo, nu oamenii. Nu să se joace câte un meci. Cel mai trist derby, am înțeles, din ultimii 30 de ani. Între Dinamo și imposibil FCSC. De controlat mingea. Ce să joci fotbal pe un astfel de teren? Asta este capitala României. Cum să te gândești tu să organizezi ceva legat atenție, de campionat totuși european? Nici sub 17 ani nu poți să organizezi un campionat atenție, european. Atenție, Dane, programul de guvernare a fost îndeplinit, a spus astăzi Liviu Dragnea. Iar deci mâine nu se referea, iată, la nimic. A fost îndeplinit, probabil acolo e cu cerc, într-un cerc închis, au reușit între ei. Da? Iar mâine s-ar putea să meargă la brutărie prietenul nostru Mitică Dragomir, pentru că se dă sentința în dosarul acela cu sentința definitivă, în dosarul acela cu drepturile pentru transmisia ligii întâi. Genia, la câte eșecuri am avut noi. 7 ani de pușcărie a luat în prima în instanță. În ultimii ani de brutărie, nu vreau să mă aștept la nimic, da. Dane, dar e foarte bine că ai adus aminte de așa ceva, adică în ideea că și mâine e o zi, chiar dacă zilele sunt tot mai rare, cele de mâine. A, noi tot mai sperăm. Da, știi cum o dacă să vadă, va fi un eșec, așteptăm data viitoare. O să vadă lumea printre gratii, așa cum o vedea Tomiță Papagalie aia acolo. Absolut genială aia, da. Dar să știi că am văzut pe fața lui o neliniște pe care omul nu mai afișează. Era o neliniște demnă de o cauză mai bună. Asta poate o să vorbim cu altă ocazie. Epocale imagine cu Tomiță descoperind niște prăpădiți de canarii. Pe mâine seară. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâr, alături de Sabin Pârvan prin telefon. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, Pariori! E o săptămână în care avem turneul campionilor, avem meciurile
echipelor naționale, finalul nu neapărat interesant, nu neapărat plin de speranță al Ligii Națiunilor și în rest competiții mai mititele, însă ceea ce am învățat făcând treaba asta pe care o facem în fiecare săptămână de luni până vineri în studioul B1 TV este că parcă rezultatele sunt și mai bune atunci când nu avem o abundență de meciuri. E bine, din abundența de meciuri din weekendul ăsta, noi am fost inspirați când am ales, pentru că nu era ușor să câștigi la pariuri în zilele care tocmai s-au încheiat. Ba, dimpotrivă, a fost o misiune foarte, foarte grea. Câte ponturi corecte avem să avem pe weekend? Păi până la urmă au fost 50, pentru că cifra rotundă a ieșit și varianta 1.03 goluri pentru Gazetan Media, meciul din această seară al mediașenilor, 2-0 scor final, 50 de pronosticuri corecte, plus 2 bilete în cota 2 câștigătoare, plus 2 super cote, cote bombă, cum dorim să le numim. Întrebarea ar fi 50 cam din câte, Sabin? Că dacă sunt 50 din 55, e bine. Nu, chiar din 55, nu, dar să zicem din 68-70 de ponturi, cred că oricum rămâne un procentaj foarte, foarte bun. Două bilete câștigătoare, spuneai tu, nu? Da. Și din trei? Două super cote câștigătoare de asemenea. Ne-a tras ușor în jos Premier League-ul, pentru că au fost o serie de rezultate mai greu de anticipat. Nu au fost goluri în Leicester cu Burnley. M-am avut succesul lui Cardiff cu Brighton. Bine, Brighton cu un om în minus, în sfârșit un meci oricum echilibrat. Arsenal nu a câștigat. Liverpool cam puține goluri a marcat, doar 2-0 cu Fulham. De asemenea, Chelsea probabil rezultatul care a încurcat pe cei mai mulți. Nu au fost nici goluri, nu a fost nici victoria lui Chelsea. Premier League a fost competiția ce ne-a încurcat. CFR Cluj de asemenea, binevenit în Liga 1, remiza albă cu durerea Călăraș, nu mi-a picat chiar bine, aș fi fost pontul pierdut. Hai să vorbim, Sabine, și de deliciu weekendului ăsta, deliciu pentru cine a știut, că evident noi n-am știut, meciul de pe Camp Nou. Meciul de pe Camp Nou, da. A avut așa, 7 plus, da? Da, a avut cartonaj roșu și penalti meci. Da, băi, și din Dinamo FCSB au fost penalti și cartonaș roșu în meci. Da, da, știi că e, cum să spun, e rețeta asta de blat. Nu spun că orice meci care se desfășoară așa e blat, dar pauză final, ceea ce n-a fost cazul aici, a fost doi pauză, doi final, dar pauză final, roșu în meci, penalti în meci și 7 plus... E rețeta clasică, sunt cele mai mari cote. Și uită-te la Ter Stegen, incredibil cum ia golul 1 și golul 3. Da, bine, legat de Ter Stegen, eu am îndoieli majore de când a ajuns la Barcelona. Nu l-am considerat niciodată un portar. În momentul de față mi se pare că este un portar de extraordinar de valoros. Însă felul în care a luat golurile astea, sincer, nici în Liga 1 nu vezi bine. La media, nu știu dacă ai fost în seara asta cu voluntari. N-am pe finalul partidei a fost o fază, mă rog, în aceeași fază s-a întâmplat, cu doi jucători care pur și simplu i-a apucat nebunia la un moment dat de la media și era minutul 90 plus 92, ceva de genul ăsta. Și un fotbalist, nu știu cine era, intrat mai târziu pe teren, scapă numele lui, așa a încercat să facă niște giumbușlucuri. A pierdut imediat mingea, au recuperat-o mediașenii, dar efectiv nu era loc pentru așa ceva, pentru ce a făcut el, niște artificii de-astea care erau absolut inexplicabile, după care au recuperat mingea și ajunge la un alt coleg de-al lui, care începe să jongleze cu ea pe picior în timpul meciului. Și în cele din urmă pierde. Cam la nivelul ăsta de amatorism a fost Ter Stegen în partida de campionat. Mie, spun sincer, nu mă auzi de multe ori vorbind de Sabine aici, niște telespectatorii, vorbind de blaturi la pariuri, dar dacă ăsta n-a fost blat... Da, pe pielea lor, pentru că Realul se vine și de acum lucrurile se vor complica serios în la Liga.
Nici Barcelona nu are o echipă. Cred că e scris de mult scenariu la Liga pentru sezonul ăsta. Doamne ferește, doamne ferește. Tindem să credem că lucrul ăsta se întâmplă în mai multe campionate. Nu vorbim doar de sezonul ăsta sau doar de... Eu rămân la duelele mele masiv legate de Leicester, de titlul câștigat atunci, nu știu. În sfârșit, cred că e o chestie care vine din toate direcțiile și ceea ce se întâmplă în societate, în economie, corect, așa mai departe. Și suntem setați să vedem prea mult rău în ceea ce se întâmplă, inclusiv atunci când vine vorba de pariuri. Și atunci noi suntem răul. Nu, suntem... Eu mă simt acum, să știi, dacă tu spui așa, poate n-am dreptate. Bun, mergem... Nu spun asta, Dane, nu spun asta. Glumesc, Sabin. Vedem chestii din astea negative, dar trebuie să ținem ochii larg deschis. Corect. Sabin, hai să spun o treabă. Trebuie să ne grăbim un pic, pentru că altfel ratăm decolarea. Meciul zilei Unibet, Roger Federer, Dominic Thiem. A început prostul campionilor pentru cei doi. Ambii au pierdut cu 2-0 în primul tur, să spunem așa. Și, evident, partida directă dintre cei în cauză e interesantă. 1.32 este cota lui Federer la victorie. 3.45 are Thiem. Noi am mai selectat și în afara acestor variante câteva idei interesante. 1, handicap minus 3,5, atât o cotă excelentă Unibet, aproape ne dublăm banii cu pariul ăsta. Peste 22,5 game-uri, 1,85 și iarăși 1, handicap minus 1,5, adică să bată 2-0 Federer, 1,94. Vom nuanța un pic această discuție, dar hai să vedem, Sabine, ce am putea să pariem, cam ce crezi tu că ar fi cel mai indicat? Da, noi mizăm pe faptul că Federer va câștiga primul set. Thiem intră ceva mai greu în meciuri. Așa s-a întâmplat și în prima partidă de la această competiție cu Anderson. Bine, Thiem are și aturile tale. Este unul dintre puținii jucători care îl conduc pe elvețian în meciurile directe. Are 2-1 la victorii. Nu au set până la urmă cei doi câștigați la această ediție a Turneului Campionilor. Iar în meciul direct vor fi nevoiți să forțeze. Aici apare experiența lui Federer, jucător care, în sfârșit, a făcut legea inclusiv în Turneul Campionilor. Pare într-o perioadă de final Federer. Chiar de data asta se vede că orice ar încerca nu mai poate. De adevărat nu mai poate. Probabil nici dopingul ăla pe care cred eu că l-a abordat cu succes în ultimii ani nu mai merge chiar la fel de bine cum mergea. Și în aceste condiții probabil o vreme o să mai facă reclamă la ceasuri, nu la ce mai face reclamă acolo, dar nu cu același succes pe teren. Să știi că mai este o problemă. Am citit zilele astea despre Turneul Campionilor, pentru că a trebuit să ne pregătim pentru această competiție, cam cea mai importantă a săptămânii. Cum ai spus și tu, Liga Națiunilor este interesantă, dar nu foarte interesantă. Se pare că hardul de la Londra este ceva mai rapid și ăsta este motivul din care Federer poate că a fost pus puțin în dificultate în primul meci. Să vedem dacă se confirmă sau este doar o idee trasată de cei care, de fanii lui Federer. Da, noi mizăm pe faptul că elvețianul este mai valoros, dar această diferență de vârstă ar putea să-l ajute pe austriac. Mizăm totuși pe experiența lui Federer, pe faptul că s-a descurcat constant foarte bine în cazul acestor turnee. Meciul cu Nishikori nu a avut neapărat o evoluție slabă, cât Nishikori i-a ieșit aproape, tot o să vorbim imediat, primul serviciu i-a funcționat foarte bine, a returnat tot ce avea de returnat. Totul nostru este Federer câștigă primul set la o cotă de 1.48. Da, și cotele la câștigarea turneului în momentul de față, nimeni nu e așa de bine văzut precum Djokovic. Are o cotă de 1.45, cam așa e o medie la ce se dă pe la casele de pariuri. 1.45 pentru Djokovic, Federer al doilea favorit cu o cotă de 6. E bine, Thiem, omul ăsta pe care îl întâlnește Federer, e ultimul în cotațiile de la casele de pariuri, o cotă de 51. După Federer, al treilea favorit al turneului campion
campionilor ar fi Alexander Zverev, 8 este cota, Nishikori cota 11 și sincer l-aș vedea pe Nishikori dând lovitura aici, Kevin Anderson cota 15, Isner cota 29 și Cilic o cotă de 26. În turneul de la Paris, Masters-ul de la Paris, disputat la începutul lunii, ambii jucători, atât timp cât și Federer, au ieșit în semifinale. Așadar, în privința formei de moment, cam așa stau lucrurile. E adevărat, timp destul de impresionant în ultima vreme. Nu pot să spun că ar fi un jucător, eu știu, care chiar merită acea cotă de 51, dar până la urmă, dacă ar fi să câștige cineva care pariază pe timp, cu siguranță se va bucura de această, bine, această cotație. A ajuns și cu noroc la acest turneu al campionilor. Au fost retragerile lui Nadal și Del Potro. Da, cred că este puțin depășit de situația în acest moment, dar bine, este încă tânăr, 25 de ani. Da, pe de altă parte știi cum e, când n-ai ce pierde... Când n-ai ce pierde, poate e mai bine, dar în partida cu Anderson, în schimb, s-a prezentat destul de rău. A intrat foarte greu în meci, cred că ăsta a fost motivul din care până la urmă și pierdut, în momentul în care a avut poate șansa de a recupera încărcătura momentului respectiv, nu a presionat-o cum trebuie, iar Anderson, deja un foi bătrân, a știut să profite la maxim. E un meci ca pe aceleași linii, ca să spun așa, doar că Federer este clar un jucător imens, chiar și acum la vârsta pe care o are. Mergem mai departe, prieteni, vorbim și de cealaltă partidă programată mâine. Ca să câștigi